Informație cruntă pentru cei cu pensii sub 2000 de lei. Se dau pensii de 30.000 de lei în România. Casa de pensii a făcut anunțul. În județul Teleorman, unul dintre cele mai sărace din România, un fost judecător încasează lunar o pensie de 14 ori mai mare decât pensia medie pe județ. Zeci de români primesc pensii de serviciu în valoare de peste 40.000 de lei. În județul Teleorman, unul dintre cele mai sărace județe ale României, un magistrat, fost judecător, are pensie specială de aproape 30.000 de lei, adică de 14 ori mai mult decât pensia medie pentru limită de vârstă din acest județ. De lei și este paradoxul pensiilor magistraților. Aceasta mai este exact, bărbatul încasează 29.250 de lei net, iar cifrele apar toate în datele pe luna iunie a casei de pensii din județul Teleorman. Pe următoarele locuri în mod paradoxal, pensii. Magistratul a încasat în ultimul locul an de activitate un salariu mediu net de numai 18.000 de lei lunar, mult mai mic decât pensia specială calculată și aflată în plată. Locul al această situație nu face decât să scoată la iveală hibele majore existente locul în sistemul de calcul al pensiilor magistraților, care au rămas nerezolvate. Toate aceste pensii datele furnizate de instituție arată că în județ sunt 75 de magistrați cu pensii speciale. Prima pensie pensia care medie nu a acestora este de 20.908 lei, pensia cea mai mare fiind de 29.250 lei. A 13-a potrivit adevărul, în cazul pensiilor obișnuite, pentru limită de vârstă, pensia medie este de 1.937 de lei, dar există, doar de asemenea, o pensie maximă ușor peste 16.000 de lei. Sunt ale unor foști magistrați. Magistrații nemulțumiți primele de creșterea vârstei de pensionare. De vă reamintim că magistrații amenință cu proteste în cazul în care guvernul României nu retrage proiectul pensiilor speciale, atrăgând atenția că există un risc extrem de real al părăsirii sistemului de către profesioniști, asta în contextul în care accederea în magistratură se face în baza unor standarde profesionale tot mai reduse, potrivit Curții de Apel Cluj. Potrivit unui mesaj transmis de către Curtea de Apel Cluj și instanțele arondate, coaliția de guvernare ar trebui să renunțe urgent la proiectul de lege privind pensiile de serviciu, inițiativă care a fost modificată ulterior și pentru a crește vârsta de pensionare în sistem, prin amendamentele ce au trecut de Camera Deputaților. Din aviația civilă prin rezoluția din România, adoptată de către Curtea de Apel Cluj, condusă de judecătoarea Dana Gerbovan și tribunalele și judecătoriile de pe raza Curții de Apel Cluj, se cere ca modificările ce urmează să fie aduse pensiilor de serviciu să nu îi vizeze și pe magistrații aflați acum în activitate. Se află în rândul dacă aceste modificări vor deveni totuși de realitate, atrag atenția magistrații clujeni, există un risc foarte mare ca cei mai experimentați magistrați să părăsească sistemul. Există riscul real al părăsirii sistemului de către cei mai buni și experimentați profesioniști, coroborat cu accederea în magistratură în baza unor standarde profesionale tot mai scăzute. Cu consecințe dezastruoase pe termen scurt, mediu și lung, pentru actul de justiție, potrivit Luju.ro.